În această dimineață la Câmpul Lung au început meciurile din cadrul Campionatului Național de Tenis de Masă, competiție pentru junior 3 sportivi cu vârste până în 10 ani. Sala de sport de la Colegiul Național Pedagogic Carol I este gazda concursului coordonat de reprezentanții Federației Române de Tenis de Masă și la care participă 136 de sportivi din întreaga țară, 85 de băieți și 51 de fete. Clubul sportiv Voința Câmpul Lung are în competiție 8 sportivi, iar la reuniunea din această dimineață au evoluat doar 4. Andrei Moise, Albert Bocor, Serafim Stoica și Flavius Bărbuceanu, pregătiți de antrenorul Gabriel Poștoacă. Caută și tu mai mult colțurile, cu reverul, vrei un pic mai la colțul de rever, cu reverul mai la colțul. Pentru mulți dintre sportivii prezenți la reuniunea de astăzi, acestea au fost primele lor meciuri oficiale, luând astfel contact cu ceea ce înseamnă competiția propriu-zisă. Meciurile vor continua și în zilele următoare, la masa de joc urmând să apară și jucătorii mai bine cotați, printre aceștia și ceilalți 4 sportivi de la Voința Câmpul Lung.